Voleibaliștii de la SCM Craiova au scăpat de meciurile maraton încheiate în 5 seturi de care au avut parte în acest debut de campionat. Oltenii au câștigat cu un sec 3-0 în fața nou promovatei Himleu Silvaniei și ocupă locul 3 în campionat în urma Constanței și a Zalăului. Da, într-adevăr, am spart acea barieră, lucru pe care mi-l doream înaintea meciului de a câștiga în mai puțin de 5 seturi. Eu, să știți, consider că nu a fost un meci ușor, poate finalul a fost mai ușor și am lăsat această impresie, dar primele două seturi au fost strânse. Himleu este într-o situație disperată și își anunțaseră intenția de a veni după puncte la Craiova. Craiovenii joacă un meci la 4 zile și recuperarea este principala preocupare a jucătorilor. Urmează miercuri de la ora 19:15 returul meciului cu Partizan din CF Cup. În tur, craiovenii au pierdut cu 2-3. Îmi doresc din tot sufletul anul ăsta să ajungem cel puțin în turul 2 și de ce nu și mai departe. Avem un culoar care, în situația în care ne-am calificat cu Partizan, am jucat cu Dinamo București în turul 2. Iar mai departe, în turul 3, am jucat cu o echipă din Italia, cu Treviso, care nu mai are loc de comentarii. Dacă SCM Craiova trece de Partizan Belgrad, va juca în turul 2 cu Dinamo București.